cum am obișnuit deja, Muzeul Memorial Ioan Slavici Emil Monția din Șiria, prin Complexul Muzeal Arad, aduce în atenția publicului vizitator și de această dată exponatul lunii. Am selectat din colecția Ioan Slavici un exponat deosebit pe care îl îndrăgim foarte tare și ni-l dorim să îl aducem în atenția dumneavoastră. Este vorba de biroul scriitorului Ioan Slavici, care face parte din expoziția de bază a Muzeului Memorial Ioan Slavici Emil Monția din Șiria, parte integrată a Complexului Muzeal Arad. După cum bine vedeți și dumneavoastră, este o piesă de mobilier de o eleganță deosebită. Nu se știu prea multe detalii referitoare la acest exponat, însă într-o corespondență identificată în depozitul nostru, reiese faptul că ar fi fost realizat undeva pe la 1881, corespondența având loc între fica scriitorului Fulvia Struțianu și domnul profesor universitar doctor Virgil Vintilescu, întemeietorul sau poate cumva bine spus părintele Muzeului Memorial din Șiria. L-am putea spune despre acesta ca integrare într-un stil, l-am putea integra în neoromânesc, ținând cont de elementele decorative care îl compun, unde de altfel putem întâlni și curentul Black Forest, mai puțin cunoscut la noi, dar atât de discutat în străinătate, un curent care a pornit undeva prin Elveția la începutul anilor 1800. Toate elementele decorative pe care le puteți admira sunt sculptate manual, elemente bizantine din Italia renascentistă, dar bineînțeles și elemente de aici, din zona Aradului și mai exact a Podgoriei Șiriei, cu frunza de viță de vie. Este o intarsie lucrată foarte atent pe suprafața acestui birou și îmbrăcămintea din piele pe care sunt așezate câteva dintre elementele care au aparținut de asemenea scriitorului. Vă așteptăm cu drag să veniți să vizitați muzeul nostru și, prin urmare, exponatul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră. Vă dorim un an 2021 cu bucurii, cu împlinirii, cu binecuvântări și să aveți parte de tot binele din lume.